Nicolae Tand este unul dintre cei mai tari șefi din România, Claudia Pătrășcanu, artistă de succes. Iar dacă vă întrebați ce ar putea avea cei doi în comun, e bine, vă zic eu, emisiunea Star Chef. Claudia și Nicolae își vor băga nasul în oalele vedetelor, dar vor afla și picanterii incredibile din viețile lor. Sunt invitații mei, bine ați venit! Bună seara! O nouă emisiune la Antena Stars! Așa este, se îndreaptă cu pași repezi. Mâine, mai exact, sâmbătă, de la ora 18:19, pe Antena Stars, Star Chef. Urmăriți-ne acolo. Avem o invitată de excepție, pe doamna Stella Popescu. Minunat. Da, și trebuie să ne urmăriți. Mihai Leu. Mihai Leu, duminică, da. Și, Nicolae, deși vă așteptați probabil ca el să gătească, e bine, el va superviza, dar cred că la doamna Stella Popescu n-a fost foarte dificil, pentru că eu știu că dânsa este o bucătăreasă perfectă. Bă, da, îi place bucătărea, să știi, nu mă așteptam, pentru că e o femeie de scenă, adică eu am crescut cu ea toată ziua, o văd peste tot și nu credeam că femeia asta gătește. Are și o carte de bucate. Dar de unde știu, nu am știut. Sincer, am intrat în bucătărie, fii atent, am intrat în am intrat în cămara ei e improvizată, are niște scări și undeva pe scărarea jos are vreo trei cămări, așa, mini cămări, pline cu bunătături, incredibil. Dar știi că își pune singură murături. Da, noi am aflat lucrul ăsta. Și mai e o chestie, Simona, să știi că și dumneavoastră, cei de acasă, trebuie să știți că invitații noștri, vedetele în general, au gătit foarte simplu, mâncare simplă. Sunt oameni normali. Hai, în general, modești. Și de spectatorii noștri acasă presupun că gătesc ceva repede și simplu. Da, exact. Un om normal acasă gătește lucruri simple. Mm-hmm. Pentru că în ziua de astăzi nu mai avem timp să stăm toată ziua în bucătărie, suntem mai mulți la muncă, vin acasă. În 10-20 minute vrem să mâncăm. Și atunci automat nu avem timp să facem sosuri lungi, că trebuie să bucătăria trebuie reinventată, oricum trebuie adaptată în ziua în care trăim, oarecum. De simplu și bun, nu? Da, ceea ce să fac eu acum. Ah, păi atunci Nicolae, hai cu mine. Foarte sănătos. Ia fiți atenți aici, avem o masă de lucru pentru Nicolae. Păi ce credeți că îl lăsăm noi fără să muncească? Ce fii atentă, dragă. Deci am fost la piață și am găsit sparanghe. Uite ce fain e sparanghele astea. Foarte. Deci, și foarte gustos și foarte sănătos. De obicei îl trai la tigaie, acum o să-l fierb. Îl fierbi. Da, îi tai codițele? Îi dau codițele, pentru că aici e partea ațoasă, să zic așa, și nu se mănâncă. Și cât prepară Nicolae lucrurile astea, o să întreb pe Claudia dacă ei gătește iubitului. Asta pentru că știu că ai un iubit nou. Încă nu am făcut lucrul ăsta. Nu am avut ocazia să gătesc. Îl mai țin așa. Așa, nemâncat. Auzi, să nu cumva să plece până bravo. Doar pentru atât? Păi... Și dacă am să-i gătesc o dată, cu siguranță nu va mai pleca. Păi uite... Acum depinde el, sincer, acum o să vă simt după aia. Știi cum e, ai șeful lângă tine. Să știi că întotdeauna, atunci când îl ai pe Nicolae lângă tine, ai ce învăța. Clar ai ce învăța, chiar și eu am experimentat o rețetă pe care a făcut-o la noi în emisiune cu Mihai Leu, pentru că l-am avut invitat și pe el. Chiar a fost o provocare pentru Mihai Leu. El n-a mai gătit niciodată. Deci absolut niciodată, până la vârsta lui n-a mai pentru gătit. Pentru toată lumea cred că există un început. Iubitul gătește? Da, am aflat și eu, gătește și foarte bine. Bravo, uite, ai scăpat de o grijă. Ce pește e la Nicolae? Bă, cod, un pește alb filetat. Aha. Cod, biban, ce pește avem? De fapt, nu e o problemă. Mâncarea, merg la magazin, ce găsim proaspăt. Nu e o problemă, bun, adică dacă nu găsim costa, nu găsim biban de mare, dorada e perfectă. Ceea ce vedeți e o rețetă foarte simplă. A pus paranghelul puțin la fiert, cred că nu trebuie să-l ții mult, că se frăgezește foarte repede. Da? De obicei se taci la tigaie, dar e bun și fiert, să știi. Am un pesto de... aici este. De măsline. Ce bine simplu. Măsline cu usturoi, ulei de măsline și un pic de parmezan. Simplu. Clasic, foarte bun. Bun, cât îl mai las puțin pe Nicolae să se descurce aici și aș vrea să vedem împreună